situație. A căzut în duel cu Dănciulescu, dar a câștigat mingea pentru Rapid. Ilieș. N-a fost offside. Pancu singur cu Lobonț. Pancu trece de Lobonț. Și este 2-0 pentru Rapid în acest moment. Finalizare în stil de mare campion al lui Daniel Pancu. Un adevărat moment, acum îl depășește pe Bogdan Lobonț și apoi înscrie pe colțul lung, făcând inutilă intervenția lui Iodi. Foșcu echipier la Rapid, Daniel Pancu și Bogdan Lobonț, protagoniștii acestei faze. A încercat să-l închidă Lobonț pe Daniel Pancu. Pancu a ezitat să trimită spre poartă cu piciorul stâng. Să mai vedem o dată reluarea de pe 16 metri. Nu a fost offside. Până la urmă, ceea ce probabil că se temeau antrenorii dinamoviști și suporterii s-a petrecut. Această aruncare în ataca lui Dinamo, care practic nu mai avea ce pierde la scorul de 1-0 pentru Rapid, i-a costat și Daniel Pancu, extrem de periculos, în ciuda acestei letargii în care căzuse în ultimele minute. Iată-l pe Daniel Pancu,